Un fost candidat la președinția României a ajuns să fie dat afară din palatul său, pe care l-a construit la Târgu Jiu în perioada în care afacerile cu fier vechi mergeau foarte bine. Este vorba de Constantin Ninel Potârcă. Omul de afaceri este condamnat în mai multe dosare de evaziune fiscală și din această cauză a ajuns să fie executat silit. O firmă din Craiova a cumpărat mare parte din construcția scoasă la vânzare de fisc, iar acum a trecut la evacuarea foștilor proprietari. Familia lui Constantin Ninel Potârcă s-a trezit miercuri la poarta palatului cu un executor judecătoresc însoțit de mascați. În scurt timp au fost schimbate ialele de la uși și s-a trecut la inventarierea și evacuarea bunurilor. Fostul candidat la funcția de șef al statului nu era acasă în acel moment. Roxana Potârcă, fiica lui Constantin Ninel Potârcă, mobilă și paturile au rămas în dormitoare. Candelabrul îl mare, care e numai el, e 7.000 de euro, nici scaunele nu sunt ieftine, sunt din Iran și sunt aduse acum 20 de ani. Gândiți ce prețuri sunt acum. Construcția a fost cumpărată anul trecut de la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu 7.000 de euro, pentru a recupera datorii de milioane de euro. Bani pe care Potârcă și fratele lui trebuie să-i dea statului după ce au fost condamnați în mai multe dosare de evaziune fiscală. Noul proprietar ar lăsa familia Potârcă în continuare în palat, dar doar dacă l-ar cumpăra din nou, pe o sumă mult mai mare. Roxana Potârcă, fiica lui Constantin Ninel Potârcă, cum au cumpărat-o dânsii pe 350 de milioane, am înțeles că cer acum 7 miliarde, nu avem 7 miliarde, că e timpuri grele. Și surorile mele și soțul sunt în Anglia la muncă, toți muncim, dar 7 miliarde nu avem, ne gândim și noi la 1 miliard. Rudă putea să o vândă proprietarului, ca au necazuri, au copii, au murit din familie, a dat finanțele cu 300 de milioane și ăsta cere 7 miliarde, de unde să dea omul ăsta banii ăștia? În 2009, Constantin Ninel Potârcă pleca din curtea palatului său cu o caleașcă pentru a intra în cursa pentru președinția României. A strâns doar 1.000 de voturi, iar în anii care au urmat a fost inculpat și condamnat în mai multe dosare penale.